O adevărată rupere de nori s-a produs marți în mai multe localități din județul Hunedoara. Au fost culturi afectate în mai multe zone, iar cantitățile masive de precipitații căzute au făcut necesară intervenția pompierilor în diferite locații, cele mai afectate de ploaie fiind două sate aparținătoare de municipiul Hunedoara. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Hunedoara recomandă populației să anunțe la 112 orice situație în care zona este afectată de fenomenele hidrometeorologice. Ieri, în județul Hunedoara, au fost anunțate succesiv două atenționări cod galben și mai apoi cod portocaliu, iar pompierii militari au fost solicitați să intervină în câteva situații pentru înlăturarea efectelor negative generate de fenomenele meteorologice și hidrologice. Astfel, forțele ISU Hunedoara au intervenit pentru a tăia și îndepărta un arbore care a căzut pe terasa unui restaurant din municipiul Deva, unde, din fericire, la momentul producerii incidentului nu se afla nicio persoană. Tot ieri s-a intervenit pentru evacuarea apei care a inundat un service auto din localitatea Peștișu Mare, iar pe fondul unor averse puternice, în localitatea Răcăștie, s-au inundat căile de acces și mai multe gospodării, fiind nevoie și de această dată de intervenția pompierilor militari cu autospeciale și motopompe pentru evacuarea apei din pivnițe și supravegherea zonei până la revenirea stării de normalitate. Pe această cale, ISU Hunedoara face un apel cetățenilor să anunțe în cel mai scurt timp la numărul unic pentru apeluri de urgență 112 orice situație deosebită generată de fenomenele hidrometeorologice. Conform datelor oficiale furnizate de ISU Hunedoara, nu s-au înregistrat alte evenimente care să necesite intervenția pompierilor și nici nu s-au înregistrat victime omenești.